Echipa de hockey Steaua București are un parcurs foarte bun în această ediție de campionat, iar unul dintre motoare este Andy Filip. Crescut și format în Ghencea, Andy este membru al echipei de seniori încă de la vârsta de 14 ani, iar în loturile României este o prezență constantă. Andy, ce înseamnă hockeyul pentru tine? Hockeyul pentru mine înseamnă sportul pe care îl practic de mic și îl iubesc atât de mult. Consider că hockeyul pentru mine este stilul meu de viață și asta îmi doresc să fac toate restul vieții. Cum ai ajuns la hockey? Care e povestea ta? Păi, în mare parte am ajuns la hockey prin bunicul meu. Am fost odată în parc, în parcul 23 august, de la Național Arena. Acolo erau niște copii care se antrenau vara pe role, unde era patinoarul Mihai Flamaropol și acolo am început eu să practic hockey-ul pe gheață. Dacă nu ai făcut hockey, ce alt sport crezi că ți s-ar fi potrivit? Dacă nu făceam hockey, probabil aș fi mers la fotbal ca oricare alt copil. Făcându-mă mai mare după, cred că aș fi ales, nu știu, rugby sau box. Cum l-ai descrie pe omul Andy Filip? Țin să cred că sunt o fire prietenoasă, un băiat modest și sunt o persoană muncitoare, sunt dispus să muncesc cât este nevoie și nu mă dau înapoi când e vorba de muncă. Care sunt calitățile tale din punct de vedere sportiv? O primă calitate a mea este forța, rezistența și o alta ar fi viteza. Dar defectele? Defecte cred că nu știu să-mi controlez foarte bine emoțiile, iar prin asta uneori în timpul și probabil și antrenamentelor, chiar și meciurilor, mă manifestez nepotrivit. Unul dintre oamenii care a contribuit din plin la formarea lui Andy Filip este Răzvan Lupașcu, actualul antrenor al echipei Steaua București. Răzvan, cum l-ai descoperit pe Andy Filip? În primul rând e o bucurie să lucrez cu astfel de copii. Când m-am lăsat eu de jucat, am preluat sarcina de antrenor. L-am găsit deja, avea 11 ani. Un copil special, cu calități. Ne bucurăm că l-am descoperit la noi în ogradă. La 22 de ani e capitanul echipei. Ce recomandă pentru această poziție? Cred că modul în care muncește, ăsta e primul lucru care ne-a determinat să-l punem capitanul echipei. Ne promite foarte mult, încă nu a atins maturitatea în joc pe care poate să o arate și cred eu că mai are multe de demonstrat. Care este cea mai mare calitate a lui? Viteza și puterea de a pătrunde, are și tehnica pe care o are în regim de viteză. Capitanul roșalbaștrilor are ambiții mari cu Steaua și se bucură că echipa evoluează din acest sezon la Otopeni, acolo unde poate fi încurajat atât de familie cât și de fani. Care este cel mai bun meci pe care l-ai făcut-o până acum? Nu știu dacă am cel mai bun meci făcut până acum. În fiecare meci intru la fel de motivat și îmi doresc să fac cât mai mult pentru echipă, dar pot să zic că unul dintre cele mai bune meciuri din sezonul ăsta a fost cel cu Ciuc, în care am marcat și un hat-trick și îl pot numi cel mai bun meci. Ce simți în momentul în care vezi că pucul trimis de tine a intrat în poartă, iar suporterii sunt în extaz, colegii te vin și te îmbrățișează? Cred că e cel mai frumos sentiment, mai ales să aud un patinoar, chiar dacă este mic, patinoarul nostru de aici de la Otopeni. Este cel mai frumos sentiment să aud cum toată lumea se bucură când marchez un gol și, bineînțeles, chestia asta pe mine mă motivează și mă bucură și mai mult decât se bucură ei. Cum ai descrie parcursul Stelei de până acum în acest sezon? Parcursul nostru de până acum este unul destul de bun, deoarece cred că nimeni nu se aștepta să câștigăm așa multe meciuri, să fim așa motivați și uniți și sunt sigur că vom ajunge și în play-off și asta va fi bine pentru noi. Care sunt ingredientele succeselor de până acum în acest campionat? Succesul nostru este că suntem o echipă unită, muncim unii pentru alții, fiecare muncește pentru colegul lui și sunt sigur că asta va arăta și rezultatul final, play-off. Care este marele tău vis ca și sportiv? Marele meu vis clar este să câștig campionate, cupe ale României cu echipa Steaua, deoarece sunt aici la echipa asta de când sunt mic și cred că este unul din visul meu cel mai mare, să câștig campionatul cu Steaua. Ce înseamnă Steaua pentru tine? Cum am și zis, adineauri, Steaua este clubul la care am crescut de mic, sunt stelist din tată în fiu și aici vreau să-mi termin cariera.